Deșteptarea. Tișor încetișor, așa, funcționarii parlamentari, da, parlamentari la vremea asta mai puțin, dar funcționarii vin la lucru. Poate lunea, poate chiar mai târziu, da, un pic, că a fost chiar weekendul la... greu. Știi? Poate, da, da, lunea se începea chiar spre după amiază. Dar vineri, ce să vezi, pe la ora la care noi terminăm această emisie, un expert în comunicare din grupul politicienilor AUR, așa, bă, chiar de la AUR, a fost depistat, cum ar spune autoritățile, la intrarea în Parlament cu un plic cu cannabis. Cu ce? Cu cannabis. 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 Da, era expert în comunicare, da, mergea. Este, mergea mai repede treaba. Controlul era întâmplător, pentru că știți că așa e la Parlament și în general, pe unde lucrez, să fac controle întâmplătoare din astea. Ce mai aveți pe la dumneavoastră? Acum îmi spui. Poate s-a rătăcit, așa, da, știi? Aia. Din greșeală, stăteau aia cu jandarmeria, poliția, SPP-ul și a zis, băi, să ce? Gigele, hai în dimineața asta, că hai să facem și noi un control de ăștia. Dacă nu vin ăștia la muncă cu... Și el ce a zis? Sunt prafuri pentru bunica, sunt a zis că e pentru el. Da, da, pentru costum. Da, că și da, și acolo la ei ideea asta e mai întâlnită, de alminte resprijinită de mai mulți politicieni, că să se legalizeze asta în scop medicinal, știi? Bine, asta am înțeleg. Adică o pot înțelege, dar până la legalizare ce cauți cu el în Parlament? Da, nu, da, stai că stai pentru, crezi că era pentru că îl dor genunchii, adică ți se părea că era în scop medicinal, avea o durere de cap și... Nu știu. Bă, acum eu zic că ținând cont de orientarea partidului, cel mult puteau să-l prindă cu cânepă, adică băi, dar cel mult cu cânepă sau, mi se pare curat românește, ar fi fost să-l prindă cu un pet cu țuică, știi? Da, să vină cu servieta aia la serviciu, ai o sticlă de țuică pusă în plastic din alea, de a face confuzie, știi? Tu nu te duci azi în Parlament, nu? Nu, dar mă duc în birou. Mulțumesc, așa, apropo, mulțumesc tatălui tău, domnul Constantinescu, dacă ne ascultați. Mulțumesc, s-a primit, nu se face confuzie, o să pun etichetă așa, pe ea. Deci fără drumuri în Parlament azi, că te prind cu petul. Da, da, cu petul. A venit petul de la Argeș, da. La noi, legal, cu țuică se poate, da? Deci, România adevărat, sunt aici, suntem prinși cu țuică. Ca să nu fie întâmplarea singulară, avem și un lucru neclar undeva la Negreșteoaș, în satul mare, unde poliția a făcut testări și a găsit un cetățean pozitiv la cocaină. Așa. Domnul era șofer și conducea. Lângă el mai era un cetățean în mașină, asupra căruia a fost găsit un plic cu praf alb, care acum e dus la testări. Ăsta e consilier la PSD, adică la consilier local. Păi da, nu știu, politica asta fără praful nu se mai poate face, sau da, ce se întâmplă? E viața foarte grea, stresată, da, stresantă. Da, da. Ți-e stres de bine, știi? Că da? Și ăsta e un stres. N-ai mare lucru de făcut, trebuie să iei să te relaxezi așa. Sau poate te înjură lumea mult și atunci trebuie să te relaxezi. Este groaznic ceea ce se întâmplă. Nu știu, au o presiune prea mare pe ei, oamenii ăștia, și ei clachează și nu pot merge mai departe. Zic că e și o plictiseală când nu ai, cum să zic, obiectul muncii foarte clar, adică când nu faci o treabă foarte precisă, așa? Încerci lucruri. Încerci lucruri. Ce facem noi astăzi la serviciu? Păi și închipui cum erau ședințele alea de la AUR și din spate era un nor de fum așa pe la pana. Sunt multe explicații. Ia gândiți-vă cum arătau așa. Multe explicații despre diverse afirmații de la partid. Da. Doamna, de exemplu, am înțeles că doamna Șoșoacă. Șoșoacă era ceva cu urși pe Transfăgărășan acum zilele astea. Apăra urși. Ok, bun. N-am nimic de comentat. Dar, cum să zic, chiar te expui, adică râde lumea. Trecând într-un registru serios, râde, că nu poți să iei foarte în serios așa. Deșteptarea.